Salut! Îmi place cheesecake-ul foarte mult și m-am gândit să-i dau un aer ușor tomnatic. Astfel, cheesecake-ul de astăzi este cu dovleac și cremă de nuci pecan. Ce e foarte important, ca să aibă o suprafață cât mai netedă și să nu se crape deasupra în timpul coacerii, este să aveți toate ingredientele la temperatura camerei și să-l coaceți la o temperatură cât mai scăzută. Enjoy! Las dimensiunile pentru forma de tort în descrierea clipului. Ungeți cu unt și tapetați cu hârtie de copt. Turnați untul topit peste biscuiții măcinați. Puneți amestecul în tava de copt și apăsați ușor pentru a nivela crusta. Amestecați ouăle, gălbenușul, jumătate din cantitatea de zahăr, și piureul de dovleac. Continuați cu făina cernută și scorțișoara. În bolul unui mixer, bateți brânza Philadelphia și restul de zahăr cu ajutorul paletei, doar cât să devină cremoasă și omogenă. Adăugați mixul de ouă și dovleac în 4-5 etape. Din când în când, ștergeți cu o lingură de silicon pereții și baza bolului. Într-un final, adăugați coaja și sucul de lămâie. Nu bateți amestecul peste măsură. Cu cât bateți mai mult, cu atât amestecul va deveni mai lichid și se poate tăia. Înveliți forma de tort în folie de aluminiu ca să vă asigurați că nu poate pătrunde apa. Așezați-o într-o tavă și adăugați apă fierbinte până la jumătate din înălțimea formei de tort. Coaceți pe baie de abur, inițial la 180 de grade Celsius 15 minute, ulterior la 120 de grade o oră. E gata atunci când pe margini e complet gătit, iar în centru se zgâlție puțin compoziția sau, mai bine zis, pare undercooked. Stingeți cuptorul și lăsați-l să se răcească în cuptor până ajunge la temperatura camerei. Ulterior, păstrați-l la frigider minim 6 ore.
hidratați gelatina în apă rece. Încălziți la foc mediu laptele, pasta de nuci și glucoza până aproape să fiarbă. Adăugați gelatina. Turnați amestecul peste ciocolată și emulsionați cu ajutorul unui blender vertical. Într-un final, adăugați smântâna pentru frișcă și omogenizați. Acoperiți cu folie alimentară în contact direct cu crema și păstrați la frigider 4 ore. Pregătiți un poș cu un vârf rotund de 2 cm diametru. Transferați crema în poș și decorați cheesecake-ul. Asta a fost, sper că v-a plăcut, mai am și alte idei, dar trebuie să fac niște teste mai întâi și poate revin cât de curând cu un cheesecake ceva mai exotic. Pe curând, I bake you!